Cătălina Ponor a fost inclusă în Gymnastics Hall of Fame, galeria legendară a performerilor care au contribuit esențial la dezvoltarea gimnasticii mondiale. Ceremonia aflată la cea de-a 25-a ediție a avut loc la Oklahoma, Statele Unite, chiar orașul unde locuiește Nadia Comăneci. Tripla campioană olimpică de la Atena din 2004 este cel de-al 12-lea reprezentant al gimnasticii românești inclus în Gymnastics Hall of Fame. Printre celelalte nume aflându-se Nadia Comăneci, Daniela Silivaș, Octavian Belu, Lavinia Milosovic sau Andreea Răducan. Cătălina Ponor, 34 de ani, este una dintre cele mai longevive gimnaste pe care România le-a avut vreodată. A fost participantă la trei ediții ale Jocurilor Olimpice și a cucerit cinci medalii. Ea s-a retras din activitate în anul 2017.